Do you mind if I ask how many units you'd be interested in purchasing? Many. Okay, that's a good thing. We've always got this in stock, always available. What this really has that's of importance to you is the Exmoor sensor, which gives excellent image quality, but it's small enough to fold away, put in your pocket, and packs the same kind of punch as a piece of professional recording equipment. Let's give it a go and see what we get out. No, just a few words, just to test the audio. Cheers, but I'm very glad to do this business with you. And I'm very glad to meet you and to do this kind of business, okay? Excellent, that's fantastic. Let's see what we've got. And as you can see, it's got a touchscreen menu, so it's dead easy to get into where we want to be. Here we go, playback mode. I'm very glad to do this business with you. And I'm very glad to meet you and to do this kind of business, okay? Don't wish this. What shape was this box? Was it a round box? Informații de ultimă oră, pentru a patra oară în ultimele 10 zile în zona epicentrului cutremurului din 1977 a fost văzut un OZN care de această dată a fost filmat de aproape, astfel încât să fie eliminat orice fel de dubiu. Digi24 vă prezintă în această seară imagini în exclusivitate surprinse în pădurea Valea Salcei din județul Vrancea. Însă până atunci stăm de vorbă cu invitații noștri de la această oră. Este vorba despre directorul Institutului de Fizică a Pământului, domnul Grigore Țămureanu, și președintele Asociației Ufologilor din România, domnul Alexandru Vascov. Bună seara, domnilor, ce înseamnă asta? S-ar putea să fie o situație cu totul excepțională. Extratereștri ne-au ales pe noi. Pentru că nu i-am așteptat 50 de ani pe americani. N-au venit. De ce n-au venit? Băi, eu unde ai umblat? Era previzibil un asemenea... Am umblat. Eu știu o bolțeală ca de știi pe care duceți de această... Și am făcut asta lecțiile? Ți-ai făcut, bă, lecțiile. Păi, extratereștri, mă întreabă dacă ți-ai făcut lecțiile. Da. Du-te, bă, și ține, fă, bă, nu sta acolo, știu, da, ce am gura în stora. Da, da, că și l-a făcut. Cui ne rugăm? Suntem un popor ortodox, ca și celelalte de regiune, ca și bulgari, ruși, bunoară, sârbi, greci. Dar n-ai vorbit despre extratereștri. Da, și despre motivele care i-au adus la noi și nu odată... Alo, șeful! Să trăiască! Le-am primit pe toate, da. Le-am primit pe toate, dar să știi că una e desigilată. Nu, camera bine mersi aici. Știi de ea? Cum? Păi și... Vii acum? Veniți acum? Păi și ce fac? Te aștept? Să trăiască, să trăiască. Băi, nu ne mai pune, că vine ăsta. Cum vine? Cum vine? Vine! Scoate-le de acolo, hai! Am pornit-o, n-am cum să le mai scot. Scoate-le, bă, așa cum sunt. Ce nu înțelegi? Tocmai faptul că nu știe... Hai, băi, miște-te! Deci, mai spăl. Lasă-mă, că ne spălăm mâine. Bă, ce nu înțelegi, băi, autistule, bă, du-te și ia sacul și hai să mergem, că-i târziu. Hai, bă, pune-le, ce faci? Mama, e de treabă. Poate repari tu mașina aia odată. Da, tu vezi, ți-ați cu repar. Doar dacă ne-am încât de cu trebuie. Hai, uite, gata. Ce ți-o fi trebuit ce să spui tu, mama? Mi-a trebuit. Nu mai avea asta, mic, nimic, curat. Stinge, bă, televizorul ăla. Nu vezi, dracu, telecomanda aia. România.
Ce om? Te-a apucat cititul la ora asta? Trebuie să te culcă. Uite aici banii de excursie. Noapte bună. Și pe ăla de ce l-ai aprins? Ăsta-i mult ca tine, fă! Ce vrei, mă? Ce vrei, bă? Lasă toate lumina aprinse, tu nu zici nimic. Păi ce am aprins eu lumina? Păi noi am aprins totul, dar tu l-ai văzut așa. Păi avem o fugă în care bagi mâna și scoți banii. Păi ce, eu sunt de vină? Tu ești de vină, da? Vezi că nu ești așa. Tu ești de vină. Proastă. Băi, proastă, mă, proastă, bă, proastă. Băi, mă, mă, tu să vină bine la tine acum. La masă asta, în pita. Filmat aproape, astfel încât să fie eliminat orice fel de dubiu. Zeci de fotografi și videoamatori au trimis materiale stațiilor locale și centrale de televiziune. Digi24 vă prezintă în această seară imagini exclusive, dar că s-au prins în urmă cu puțin timp. După lumea, Vara Sarce, ce ții, bă, sacul ăla pe masă? Dă-l jos! Să nu mai vin bă, ta, ca să ne scuzi, auzi? Dă-i, dai și tu. Dacă ți-e frică să dai, spui la doamna. Să nu mai vin bă, ta, ca să ne scuzi, câte bani eu. Ai auzit, bă? A venit, pa, cu percut. Ia să vă, cum ții pumnul? Să-i dau banii de excursie. I-am dat eu aseară. Ei! Pa! Uite, mamă. N-ai auzit, bă, că i-am dat eu aseară. Păi și de ce nu spui? Păi am spus. I-am dat eu aseară. N-auzi. Dacă nu spui... N-auzi. Tu n-auzi. Stai să-ți dau pachetul să nu întârzi la școală, hai. Da, șefu, să trăiască. Ți-ai pus banii aia de excursie, bine? Păi, dar eu acolo am lăsat. Hai, hai, du-te repede că întârzi, fugi, fugi, hai. Să spun că-i cutia desfăcută și ai zis că știi de ea. Jur că n-am luat-o, cum o să iau? Păi ce să zic, da, chiar o poliție, dacă te-ai dat. Dar dacă te-ai întrebat-o, că aia vine cu cine cu alea. Aici stau eu, la etajul 2. Einstein, Newton, Mendeleev, Brunariu, cosmonaut. Să nu fi luat dracu, Katia. S-a potinat pus șeful alarma. L-a întrebat dacă a pus-o. Că el m-a sunat azi dimineață, dar de ce nu m-a sunat aseară dacă a văzut că nu e camera? Ce dracu-s nebun să mă fur eu pe mine? Pe care te-ați întrebat-o de sănătate? Păi am zis lui șeful, băi, fii antenă mă la asta, mă, că vine cu plasele subțire și pleacă cu ele pline. Sigur nu vreți să intrați? Nu, nu, trebuie să plecăm, e târziu. Hai, domnule, intrați și căutați bine, dacă vreți. Cum a plecat la pauză? Că vine o să-l iau. Păi am zis eu că vin să-l iau.
Ți-am spus eu că vin să-l iau. Păi și ce dacă sunteți în ședință? Am venit eu vreodată la școală să-l iau pe Eugen? Păi și dacă... Băi, doamnă, dacă veneam să-l iau, eu vă spuneam dumneavoastră că vin să-l iau. Păi țip, da! Aici mergem la biserică. Mama lui Iisus. Dumnezeu. Nu știu, bă, de ce să vină, că n-a ajuns acasă. Întreb și eu. Dacă-l vezi, să vină, că-l omoră. O să... Păi și am venit eu să-l iau. Dar el mi-a spus că veniți. Păi și dacă a zis el ce? M-ați văzut pe mine că vin să-l iau? Altă dată ați venit. Care altă dată? Știți cu cine stați de vorbă? Simeon mă cheamă. Vă rog să nu țipați. Am mai fost eu să-l iau? Nu țipați, vă rog. De ce să nu țip? Pentru că suntem într-o instituție publică. Banii vi-a dat? Ce bani? Banii de excursie. Mihai Ionescu Petre nu mi-a dat bani. Scur. Pilu, mătii să sfârți de mincinos. Domnule Simeon, mergeți acasă și liniștiți-vă. Liniștiți-vă, calmați-vă, o să vină el. O să se întoarcă acasă, calmați-vă. Unde dracu s-a putut? Așa sunt copiii, liniștiți-vă. București, Berceni. Bă, Timușure, bă, a dispărut ăla mic, bă. Poți să-l dai în căutare, în urmărire? Că eu l-aș căuta, dar nu știu unde dracu să mă duc să-l caut. Păi ce lege asta, bă, băiatule? Cum dispare un om și voi îl căutați după 48 de ore? Până atunci îl găsesc bucăți. Tai. Băi, Timușule, și dacă zic că a luat camera aia, îl dai în urmărire. Păi îți dau un scris, ce să scriu? Păi stai, băi, cum a furat-o? Știu că a furat-o. Poate că a luat-o numai să se joace și el. Eu știu. Bine, hai că scriu. Hai că vin acum. Mai stau puțin că au zis ăștia de la poliție că pot să vină, dar văd că împis, dar mă simt nici ăștia nu vin. Da. Păi îi spun, o să-i spun. Verific, drag, acum. Hai că îi spun. Bine, pa, te pup, pa. Iubițel, tu ți-ai făcut lecțiile? Da. Păi n-a fost vorba că de-aia ți-a dus jos, dar aici ca să-ți faci lecțiile? Da, tata, am auzit, mi le-am făcut. A fost găsit
găsit în pădurea Valea Salciei din Vrancea, în aceeași locație în care au fost văzute OZN-urile. Nu i s-a putut stabili identitatea pentru că refuză să comunice. Asupra lui a fost găsită o cameră video cu un conținut care certifică faptul că băiatul este victimă a traficului de carne vie. Se pare că aceste rețele nu se mai ascund de autorități, trafichează copiii României, atât pentru prostituție cât și pentru prelevare de organe. Probabil disperat, copilul a reușit să se sustragă din mâinile traficanților și căuta ajutor. Vă avertizăm că urmează imagini șocante. I'm very glad to meet you and I'm very glad to do business, this kind of business with you. Okay? Iată, domnule senator, încă un element care susține teoria conspirațiilor occidentale. Se pare că în România totul este de vânzare. Și se pare că România furnizează orice tip de marfă pentru Occident. Cum vă explicați că în 2013, ca țară membra a Uniunii Europene, încă avem astfel de cazuri de... Trăiască măta, băi, perversule, băi! Tu-ți bagi joc de mine și de familia mea, în pura mea! Păi eu te-am primit pe tine să muncești aici și tu spun copilul să fure de la mine! Păi te omor cu mâna mea, băi! Tu înțelegi, te omor? Mă faci pe mine să... Mă bagi în căcaturile alea ale tale! Păi ce treabă am eu? Să mă vadă pe mine lumea implicată în perversiile... Pleacă-mă de aici! Pleacă de aici, imediat! Păi să mă vadă pe mine toată lumea implicată în perversiunile astea ale voastre! Taci-mă din gură că ți-am zis că te-am dat afară! Te-am dat afară acum, gata, ești dat afară! 3, 2, 4, 2, 4. Mă tine.